Am mai avut căzuturi în Grecia. Ok. Când aia cred că a fost cea care s-a lăsat cu cele mai multe daune. Mi-a zburat mânușa din mână și mi-am răcuit-o pe toată de asfalt. Și pe lângă asta, ceva ce am aflat ulterior a fost că eu am avut și ruptură de ligamente. Doar vin, o să vezi cum e, că poate îți place și poate te lași de stradă și nu o să te mai expui riscului ăsta. Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorider, iar astăzi o am lângă mine pe Daria Agănescu. Bună. Una sau unul dintre cei mai buni piloți la clasa 300. Astăzi vorbim despre motociclete de viteză, despre circuit și despre echipa CSRU. Daria, să încep cu tine, nu cu motocicleta, că așa cu e frumos. Mai bine, da. Spune-mi, cum te-ai apucat de motociclist viteză? De mică. Am mers la curse cu tatăl meu și la un moment dat, când aveam în jur de 10 ani, a zis că haide să încercăm totuși să mergi la curse. Și așa am pornit, cu un 50, cu un 65. După am trecut la 85, am stat câțiva ani la 85, la supermoto toate. Ok. Și în paralel mai mergeam la antrenamente de motocross. Iar apoi am trecut la viteză pe 50 cm cub. Și după la 125, dar nu am stat prea mult, nu m-am apucat deloc. După mi-am cumpărat un R25 și după am ajuns la 400. Ok. Deci am avut destul de multe. Ai trecut mai leve, prin toate, da. Așa. Crezi că este un lucru important ăsta să te duci la motocross sau la supermoto înainte să treci pe astea de viteză? De obicei, înainte, așa se zicea. Întotdeauna se pleca de la motocross, ca să te obișnuiești că e mult mai greu pe asfalt decât pe Și te obișnuiești cu mișcările astea de a sfugi spatele și, sau... Da, exact. Și după supermoto și după viteză, așa era înainte, numai că i-am trișat un pic. Și m-am apucat mai întâi cu supermoto și apoi cu motocross și bine, apoi cu viteză. Acum toată lumea, știi cum e asta, când la circuit și văd motocicletele astea și au adrenalina aia, vor direct acolo pe partea aia de viteză. Cum ai sugera ca un copil să învețe ca să ajungă pilot de curse? Adică de unde să înceapă? Din punctul meu de vedere, adică eu zic pur și simplu din experiența mea, e mult mai ușor să te apuci cu motocross de mic, pentru că știi, îți dai seama cum funcționează accelerația. Dar, deci, cum e Andrei Cazacu de la noi din echipă, el a început pe un pocket bike pe asfalt, prin parcă, când noi eram la antrenamente, și apoi a trecut pe 50, știi? Și s-a văzut că l-a ajutat un pic experiența de dinainte. Adică e specializat doar pe partea aia de viteză. Deci ai auzit de Junior Racing School sau nu prea? N-am auzit, bine, am este auzit, proiectul, dar nu știu cu ce se ocupă. Este proiectul echipei ACSRU și se bazează pe captivarea atenției cât mai multor copii și părinți să-și aducă copilul la echipă pentru a învăța ce înseamnă motociclismul într-un mediu cât mai... Controlat, da, și cât mai profi. Adică avem de la antrenor, la personal trainer, cam tot ce trebuie. Există pentru... și divizia asta de social media ca să te învețe cum să te promovezi ca și... Da, Dragoș Chițulescu se ocupă de asta. Ca să știm, dacă cineva vrea să vină să participe la cursă sau să învețe despre lucrul ăsta încă de mic, poate să meargă la Junior Racing School să vadă acolo despre cum stă treaba. Au motociclete, circuit? Circuit, în general, ne antrenăm pe Târgu Secuiesc. Ok. Pentru că e mult mai... Adică facem anduranță, în general, acolo. Stăm cât putem pentru a ne antrena pentru circuitele mai mari unde avem cursele. Dar altfel mai facem antrenamente și pe motorpark și o să încercăm să mergem la cât mai multe circuite anul viitor. Ok, deci e o șansă foarte mare pentru cei mici dacă vor să intre la o școală sau să învețe să ajungă un pilot. Spune-mi despre tine, despre premii, despre parcursul tău de la, nu știu, de când ai început până acum și unde te afli în momentul de față. În 2019 am fost campioană, pardon, în 2020 am fost campioană balcanică la 300, cu motorul de 400, limitat, etc. Ok. În 2018 am fost campioană la 50 de centimetri cub și tot în 2018 am fost locul 3 european la supermoto, la 85. Deci am câteva titluri. Bine, pe lângă niște titluri de vicecampioană națională și toate astea, okay, și locul 3 național, am avut și titluri mult mai mari și anul trecut când am intrat în ACSRU a fost prima dată când am reușit să iau cea mai înaltă
dreapta podiumului balcanic. Băi, deci n-am cuvinte la chestia asta, să-mi spună mie o fată lucrul ăsta despre motociclism. Dar nu par, toată lumea zice că nu pari. Nu par, știi, adică n-am găsit un numitor comun al piloților, să zici, băi, da, ăsta după față e pilot, știi, nu prea se pupă. Cu ce o să concureze anul viitor? Tot cu jucăria. Ok, este un Kawasaki Ninja și este a echipei? Nu, e a mea. Ok, personalizată cu asta. Bun, dacă cineva vrea să vină să participe la concursuri cu ACSR-ul, ce ar trebui să facă sau de ce ar trebui să țină cont? În principiu trebuie să vorbești cu Dragoș. Da, el se ocupă de tot proiectul Junior Racing School și el are legăturile cu CF Moto, pentru că atunci când ajungi la echipă, în general o să începi de pe CF Moto. Ok. Și fiind făcute de curse, sunt mult mai ok, adică nu-s de stradă, nu te aștepți să primești un motor așa, dar nici unul de stradă. Și CF Moto e perfect pentru început. Eventual poți să ne întrebi și pe noi, okay. Noi așa am mai adus copii la proiect și cam asta e. Adică nu te gândi că trebuie, mamă, merg la curse, o să am foarte mult de făcut. Ok, da. Atunci ce ai sugera pentru un băiat de 15, 16, chiar 14 ani, care vrea să apuce de motociclist viteză? De unde trebuie să înceapă? Adică cu ce tip de motor, la ce clasă, ce trebuie să facă, unde să facă antrenamentele sau... În principiu, cei care au ajuns, majoritatea celor care au ajuns în proiectul Junior Racing School, erau deja pe stradă, adică aveau câteva sute de kilometri, da. Lejer, adică. Și pentru ei a fost mult mai ușor, numai că avem și copii mult mai mici care nu au vârsta necesară pentru a avea permis și a fost la fel de ușor pentru ei pentru că sunt mai mici. Da, e mult mai ok să înveți de mic și să crești cu asta decât să... Eu cu asta m-am confruntat de când eram mică, că erau unii care făceau de ce mai mici. Ai avut și susținerea părinților, acum e și un avantaj lucrul ăsta pentru că în România știi cum e, scepticismul ăsta e dat peste cap. La ce ar trebui să aștepte și negativ și pozitiv cineva în momentul în care vine în sportul ăsta? Pozitiv e că îți faci foarte mulți prieteni. Ok. E un cerc foarte... Da. Foarte mare de prieteni, foarte strâns. Da. Și vorbim, adică noi ne distrăm și în afara curselor, noi ieșim, ne plimbăm și vorbim mereu, adică nu numai la curse, știi? Da. Facem prieteni pe viață. Alt avantaj este pentru faptul că e mult mai safe pe circuit decât pe stradă. Dacă ok, e un mediu controlat unde poți să testezi și să atingi limite maxime. Poți să testezi limitele. Bun, ca și dezavantaj, eu mă gândeam la partea asta de presiune în momentul în care ești într-o cursă sau... Dar până la urmă nu e și asta un lucru pozitiv? Adrenalină, adrenalină. E un fel de, o adrenalină mascată, aș putea să zic, știi, pentru că nu e chiar adrenalină. E o chestie super, nu știu, eu n-am simțit-o, dar după câte mi s-a povestit, știu că e un lucru foarte, foarte fain. Ce, nu zic ce-ți place și ce nu-ți place la el, hai, te provoc. Motor, cum am spus mai devreme, un Kawasaki Ninja de 400, da. Bun, care tu ai participat cu el limitat, din câte am înțeles. Da, limitat la 300. Bun, ce are motorul ăsta pe el? Bun, suspensie racing. Ok. Cred că a fost primul lucru pe care l-am pus, toba. Pe partea asta. Oho. Da. Ok. Suspensia spate. Ok. Pinioanele și lanțul sunt racing. Totul racing. Da. Trebuie să pun și ambreiajul racing. Te-ai înțeles ok cu motocicleta până acum? Crezi că te înțelegi și în continuare? Da. Să știi că ideea e că am zis că la 125 nu prea m-am înțeles bine cu motorul pentru că nu era al meu din prima. Ok. Și altfel când ai motorul tău nou și știi exact ce s-a întâmplat cu el și etc. Da. Te înveți cu el mai pe scurt și știi cum merge și care e limita lui. Și ți-l faci după mâna ta, pentru că un motorul meu, de fapt, nu seamănă la sunet sau la cum trage cu motor, același motor, dar al altui pilot, adică nu seamănă. Pur și simplu ți-l faci după gustul tău, tot cu accelerația și cu toate astea. Da. De exemplu, eu n-am stricat niciodată ambreiajul. Alții cu același motor l-au schimbat de 3 ori. Da, asta e avantajul de a avea o motocicletă a ta. Bine, presupun că n-ai avut de la început, cum ai spus și mai devreme, dar cu timpul ți-ai făcut o motocicletă a ta și atunci apar și podiumuri, premii. Corect. Și multe, multe lucruri. Cum ți s-a părut la început, când ai început să te dai pe motocicletă? Ai câștigat imediat premii sau a trecut ceva timp? Erai dezamăgită? Da.
Adică să știm și la ce ne așteptăm dacă intrăm în lucrul ăsta. Eu când am început nu eram foarte, foarte fan a sportului, deși mergeam cu tata de mică la curse. Nu mi-a plăcut foarte mult pentru că nu mă pricepeam. Și eu făceam echitații înainte, am făcut 6 ani echitație. Și când am trecut la mai mulți căluți, așa ne exprimăm, a fost un șoc, adică nu mai puteam să dau vina pe cal, era numai strict vina mea. Dacă pățeam ceva, strict vina mea numai. Ok. Și a durat cam 3 ani, poate 4, până am avut prima victorie. Și după au apărut mai multe victorii, deci a fost doar probabil un declic în mintea mea toată faza asta cu că nu-mi plăcea sportul. E important treaba asta, psihicul în sportul ăsta? Foarte. Adică cred că e mai important uneori decât fizicul, psihicul. Și când, de exemplu, anul trecut mă băteam pentru victoria în campionat, da, erau momente în care stăteam așa și plângeam pentru că mergeam încet sau nu-mi ieșea mie ceva, o curba nume și tot exersam și tot exersam și nu-mi ieșea. Erai dezamăgită de anumite aspecte. Da, după ce plângeam și mă descărcam și vorbeam cu mama sau cu tata sau cu colegii de echipă sau cu Florin, managerul, mă mai calmam și reușeam să bat cursa de cele mai multe ori, adică... Da, deci asta e, contează foarte mult psihicul în sportul ăsta pentru că te poate ridica sau te poate... Da, doborâ chiar. Vreau să-l aud. Bine. Ok. Prezentăm aici niște semne de bună purtare. Vrei să dau? Hai. Da, numai când auzi sunetul ăsta, parcă vrei să te urci pe el. Vrei tipsuri de la mine? Da, mă, da, păi, da, tu ai experiență, pe bune. Am auzit și motorul, dar pe motorul ăsta nu te urci, bine, te urci îmbrăcat, dar cu ce echipament? Pentru că presupun că n-ai cum să mergi pe circuit cu un echipament ca ăsta pe care l-am eu, adică cu niște pantaloni, cu protecții foarte mici, cu bocanci, adică este un echipament anume. Spune-mi, te rog, ce fel de echipament, de unde se poate lua? Păi, echipamentul racing constă într-un costum full piele, fără fermoar, adică... Ok, dintr-o bucată simplă, da. Și mânușile, care trebuie, mă, normal să fie cât mai safe, să te simți tu cât mai confortabil, că dacă ele sunt cele mai safe, dar tu nu ești confortabil în ele, nu poți să faci nimic, știu din experiență. Și o cască racing, eventual. Ce înseamnă o cască racing? Adică cu ce se deosebește față de o cască normală? Tot așa, dintr-o bucată. Ok, fără flipa, da, fără... Ok. Și cuprinderea cu... Double D? Da, da. Ok, pentru că ăla am înțeles că e cel mai sigur. Da. Un combinezon dintr-o bucată, cum am eu de la Rebel Horn. Ok. Și nu se găsește decât la asfalt uscat în România. Și este costumul în care m-am simțit cel mai confortabil. Am avut și pe comandă și nu m-am înțeles deloc cu ele. Mă strângea acolo și când am luat Rebel Horn și chiar aveam dubii, că nu știam dacă n-am mai probat, nu era în România până atunci sau nu era așa popular. Ok. Și aveam dubii dacă o să mă înțeleg bine cu el sau nu, pentru că și asta contează. Pe circuit nu poate să te strângă sau să stea prea larg, că după nu mai ești aerodinamic, nu poate să fie fermoarul prea scurt că nu-ți intră mânușa, etc. Tot felul de chestii de genul. Wow, deci e o întreagă industrie în spatele. Și cu Rebel Horn m-am înțeles cel mai bine dintre toate. Adică... Bun, ca și cască atunci ar trebui să fie o cască foarte bine ventilată, presupun, nu? Da. De ce? Pentru că e foarte mult efort pe circuit și ar trebui să fie... Da, și, de exemplu, iarna ți se... Mă rog, când e mai frig, nu iarna, ți se aburește vizorul, vara... transpiri, îți curge transpirația și nu poți decât să deschizi cât mai multe ventilații. Da, da, da. Exact asta am pățit și eu când am intrat prima dată pe circuit. Am simțit așa cum se scurge o picătură și mă întrebam, băi, de ce? Oamenii ăștia în curse cum stau? Adică atâtea minute, atâtea la intensitatea aia. Sunt unii care au și sticluța cu apă în spate, cu furtunul care vine la gură, numai că eu nu cred că o să mă descurc niciodată cu sincronizarea aceea. E folositor sistemul ăsta să mergi în cursă și să ai apă? Da, e. Mai ales, cel puțin la antrenamente e foarte folositor, că nu trebuie să mai ieși de fiecare dată. Eu, când am calificări sau antrenamente, uneori mai ies să mai cer apă când sunt 40 de grade afară și 60 la asfalt. Adică, plus că noi stăm numai aplicați, stăm
atâta de la distanță, de la 20 cm de asfalt și e cam... Da, 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 da. Și dacă tot vorbeam de cască, eu am pe Alfa 11 de la HGC, Carnaj. Eu am ales-o pentru că e față de colegii mei care și-au ales Superman. Eu mi-am ales-o pe asta că e mai de fete, adică nu vreau să fiu Superman. Nu vrei am să și fii postat, Superman. Am și postat la un moment dat că poză cu casca de Superman și am zis că more like a superwoman și mi-a comentat HGC Europe, adică the big guys. Și erau gen, ha, you're right, we should. Da, am luat-o pe asta pentru că e mult mai apropiată de o fată decât okay, una cu cum Superman. Ți s-a părut? E comodă? E bună pentru circuit? E foarte silent, adică de obicei pe HGC nu ar trebui să porți dopuri de urechi. Okay. Și a fost o diferență când m-am mutat de loc, asta mai gălăgioasă. La asta a fost foarte diferit. Mă simțeam nici că aveam altă motocicletă, nu știam. Și m-am obișnuit, dintr-o dată m-am obișnuit, pentru că e mult mai confortabilă decât majoritatea, adică bureții sunt foarte confortabili. Ok, totul HGC am și eu pe cap acum. Bun, sunt foarte comode, sunt și silențioase și... Exact, ai văzut da, că și mie. Silențioase. Chit că este și o cască de circuit care e super bine ventilată, este și silențioasă în același timp. Trecem puțin la partea asta de căzături. Ai avut până acum? Cum te-ai simțit cum adică, și cum adică, au fost? Dacă am avut, da, am avut. La prima cursă la care am fost când aveam în jur de 11 ani. Okay. Da, atunci am avut prima căzătură și faptul că eu m-am ținut de atunci că nu e vina mea, nu am căzut din vina mea, nu știu ce, și m-am dus pe circuit după și am găsit piatra pe care am zis că eu am lovit-o când am căzut. Deci de atunci eu am o problemă foarte mare cu căzăturile, nu suport să cad. Am mai avut căzături în Grecia, okay. Când aia cred că a fost cea care s-a lăsat cu cele mai multe daune, mi-a zburat mânușa din mână și mi-am răcuit-o pe toată de asfalt. Okay. S-a blocat pistonul în curbă ca să... Wow. Și pe lângă asta, ceva ce am aflat ulterior a fost că eu am avut și ruptură de ligamente. Și cu aia m-am luptat ceva, adică câteva luni bune de stat, câte 5-6 Atunci ore aveai alt echipament, presupun, nu? Da. Dacă ai fi avut echipamentul de acum în căzătura aia, ce s-ar fi întâmplat? Cel puțin unul și sigur nu mi-ar mai fi zburat. Faza cu rupturile de ligamente sunt mai mult pe partea fizică. Eu nu aveam așa mult antrenament și nu făceam întotdeauna întinderi și etc. Okay. Dar probabil costumul ar fi ajutat. Da, ar fi ajutat. Cel puțin cizmele m-ar fi ajutat la ruptură. Bun, deci în sportul ăsta nu e ca pe stradă să zici astăzi eu vreau să ies doar în armură, nu mai mi-au bocanci, nu mai mi-au mănuși. E obligatoriu să ai ceva protecție foarte, foarte bună pe tine. Da. Pentru că te ajută și, Doamne ferește, dacă pici, te salvează. Cum ai spus tu mai devreme, exact, dacă aveam combinezonul de acum atunci, era altă poveste. După părerea ta, unde ar fi mai periculos? Pe stradă sau pe circuit? Pe stradă 100%. De 100% pe stradă. De ce? Păi, de exemplu, pe mine nu mă lasă părinții să-mi iau și nici managerul în curând. O să le interzică tuturor să meargă pe stradă pentru că e foarte periculos. Și părinții mei nu mă lasă pentru că nu numai că e periculos, poți să fii tu cel mai bun șofer, pilot, etc. din lume. Pe circuit nu e întotdeauna așa. Adică pe circuit sunt niște reguli pe care dacă nu le respecti, ești out. Nu mai ai ce căuta pe circuit și te știe și lumea de... Ok, deci să poți să înțeleg că pe circuit poți să fii majoritar numai din vina ta. Da. Da, asta ar fi cam marea diferență între stradă și circuit. Vreau să vin și eu la anul. Ești pregătit? Nu, tocmai de asta te întreb. Spune-mi la ce să mă aștept. Pentru că n-am plecat de la 90 ani, plec de la 22. O să fii printre ultimii, la început, zic. Mă aștept, da, nu, mă aștept. Nu sunt un super erou să, să zbor. Eu înainte mergeam la curse la Rookie 600 cu motorul de 400 și când îi depășeam, adică nu eram niciodată pe ultimul loc. Și depășeam și mi se mai ofticau așa, adică tu să nu faci din astea cu ofticări, cu șicană și că nu cred că ești genul, dar nu se pune vorba, adică nu, mă întrebam la ce să mă aștept, la un antrenament foarte intens, la... Că o să obosești foarte repede. Noi când mergem la antrenamente, ți-am zis că mergem, cei care mergem în campionatele europene, mergem mai mult pentru anduranță, să ne obișnuim să mergem foarte mult pe... fără pauză. Ok. Și... Florin ne mai zice din când în când, băi, nu ieșiți până nu se fac 20 minute pe ceas. Și noi, după 15 minute, au trecut 20 minute, nu. Mai facem două ture, au trecut 20 de minute, nu. Și deci e foarte,
e foarte obositor, mai ales pe căldură. E foarte, foarte greu și foarte complicat să poți să stai 20 de minute în continuu pe circuit. Dacă nu îți faci pregătirea înainte și nu ai câteva luni de exercițiu fizic înainte. Ok, asta cu fizicul înțeleg. Spune-mi financiar la ce să mă aștept. Pentru început, dacă tu vii cu motorul tău, nu cred că e așa costisitor. Dar da, taxă de circuit, în primul rând, benzina, okay. În al doilea rând, cauciucurile, că nu poți să vii întotdeauna cu cele de stradă. Ce ar mai fi? Riscul unei căzături, că ești la început, nu știu ce se întâmplă. Ok, poți să strigi lucruri, da, alte costuri, alte bătaie de cap. Da, și bine, pe echipamentul de racing, adică nu poți să vii în blugi. Deși tu ai cu protecție, nu știu dacă toate circuitele acceptă. Trebuie să ai niște pantaloni de piele. Da, eu zic că e obligatoriu, indiferent pe ce model ai venit, dacă e cruiser, dacă e nu știu ce, trebuie să ai full echipament tot timpul pe circuit. O poveste mai detaliată așa despre ce să mă aștept în momentul în care vin la circuit. Cum ar fi? Adică de dimineață până seara. Ce se întâmplă? Noi la echipă dimineața avem micul dejun, antrenamentul fizic cu personal trainerul, adică ceea ce înseamnă exerciții și alergare. Ok. Apoi verificăm motoarele dacă sunt toate în regulă, verificăm încălzitoarele, okay. Dăm drumul la motoare, verificăm benzina, verificăm presiunea, dăm drumul la motoare și așteptăm vreo 5 minute până ne strângem toți, 20 câți suntem, și intrăm pe grupe, respectiv cine merge cel mai tare, cine merge mediu și cine e la început. Adică tu probabil ai intrat pe la mediu, că ai motorul destul de mare și ar fi destul de fun pentru tine, cred. Adică să mergi așa. Și după ce faci prima sesiune, după ar trebui Florin să vină la tine și să zică, vezi că nu ți-i vine piciorul, vezi că nu ți-i vine mâna, vezi că ții foarte bine, schimb accelerația pe viraj. Și nu ne demoralizează, încearcă că doamnă să nu ne demoralizeze. Și ne mai dă și cât o bombonică, așa, să ne simți mai bine despre noi. Bine, nu este totul pozitiv asta. Evident. Să fie clar că în momentul în care intri nu e totul numai despre pozitivitate și, adică trebuie să fii bine pus psihic și să faci față tuturor provocărilor. Da, și să înțelegi că cine zice nu zice de rău. Adică nu zice ca să te supere pe tine, zice ca să te ambiționeze și să-ți explice că tu poți mai bine. Ok. La antrenamente, momentul în care ai ieșit cu motorul pe circuit, ce trebuie să faci de acolo înainte? Ce trebuie să știi? Adică sunt niște cursuri mai exact despre cum să înclini motocicleta, despre cum să stai pe motocicletă, cum să schimbi? De obicei, dacă nu ai mai fost pe stradă și nu ai mai fost la poligon, în parcare, în paddock, se pune cât un jalon și tu faci circuleți în jurul lui. Apoi se pune al doilea jalon și faci opturi în jurul lui. Al treilea jalon și faci tot felul de cheme printre ele până te obișnuiești cu schimbarea de direcție, cât mai, să o faci cât mai rapid și nu numai schimbarea de direcție, și treapta. Deci, când intri după pe circuit, ai cât un pic de experiență cu înclinarea motocicletei și cu echilibrul pe care trebuie să-l ai. Dar cu poziția pe motor, înveți după ce prinzi un pic de viteză, pentru că degeaba stai perfect pe motor când tu mergi foarte încet, știi? Și după ce începi să mergi puțin mai tare, începi să lucrezi pe partea de poziție, pe partea de unde ții ochii, pe partea de calcularea trasei și toate astea, care sunt destul de migăloase să le înveți. Ok, spune-mi atunci despre partea asta de înclinare și după aia trecem la trase. Cum îți depășești frica aia de a trece și a duce motocicleta mult mai jos? Sincer, cu viteza încep să pui genunchiul cât mai bine jos și apoi ulterior cotul. Nu-ți vine din prima, nu poți să forțezi motorul dacă el nu vrea, adică dacă forța centrifugă pe tine te ridică, înseamnă că mergi prea încet și că degeaba te chinui să pui mai rău și să cazi. Deci, odată cu viteza o să vină foarte natural și pusă genunchiului pe jos și cotul. Adică eu prima dată când am pus cotul pe jos, nu știam ce s-a întâmplat. Am fost puțin șocată, nu știam că mama a mers atât de bine, după eram foarte fericită după ce am fost șocată. Deci este destul de... vine cu timpul tot. Nu te aștepți, mama, îmi pun după ce am făcut exercițiile toate de viteză și toate înclinările. Că, de exemplu, Florin, înainte să ne dea drumul pe circuit, ne pune să mai exersăm poziția pe loc, adică cu înclinări și cu etc. Okay, okay. Și facem așa de vreo 10 ori pe fiecare parte până ne intră în reflex să le facem corect pe circuit.
Și asta ajută foarte mult, știi? Numai că, evident că după ce obosești, mai greșești, mai strici un pic poziția, mai pui frână mai prost decât trebuie și etc. Adică, bine, dar asta presupun că le deprinzi cu timpul, da. Și ești din ce în ce mai bun. La partea asta de trase, există o trasă alternativă sau există doar o singură trasă pentru motociclete? Eu, sincer, merg mai mult pe trasa agresivă. Ce înseamnă? Adică cum se împart astea? Ok, am circuitul, dar bine, nu mergi pe mijloc tot timpul. Da. Mai tai curbe, mai faci ceva, dar povestește-mi puțin despre treaba asta. Tot ceea ce cauți la o trasă pe o anumită curbă este apexul. Okay. Și la apex poți să ajungi în mai multe modalități. Adică poți să ai late apex, early apex, mid apex, care e cel mai comun. Și pentru mid apex trebuie să vii pe mijloc, frumos, să pui frână. Pentru late apex trebuie să vii foarte agresiv, să intri foarte agresiv, să te scoată cât mai larg spre exterior, da. Okay. Că atunci tu să înclini imediat motocicleta. Astea țin de stilul de pilotaj al unui... Și de stilul de pilotaj, numai că pe trasa cea mai rapidă, adică ți-o calculezi tu, vezi tu cum... Uite, de exemplu, ăla merge 1.30, să zicem, și tu mergi 1.32 și stai și încerci să înțelegi, vorbești cu el, înțelegi, băi, tu cum e curba aia, când tu ai dubii la curb, că e curba okay respectivă, tu zice că e la fel cum o faci tu, atunci cum e curba aia? Și zice, a, păi eu o fac așa, și păi încerci și tu să faci așa. Și așa funcționează, numai că, de exemplu, în curse, în calificări, da, cauți trasa cea mai rapidă, dar în curse cauți să mergi cât mai defensiv dacă ești pe locul 1. Și defensiv înseamnă cum merg eu de obicei, adică întotdeauna trebuie să tai interiorul curbei, întotdeauna trebuie să vii foarte strâns ca să nu aibă pe unde să încerci să le pui. Să atace, da, da, exact, da, da. Tipul de trasă pe care ți-l alegi sau pe care optezi să o urmezi ține de tine ca pilot sau de altceva? Da, e destul de subiectiv, adică sunt unii care încearcă cât mai mult să copieze trasele altora și alții care și le fac pe ale lor și nu interesează dacă sunt cele mai rapide, atât timp cât ei cred că pot să îmbunătățească timpul folosind trasa respectivă, adică da, e după fiecare. Da, și... mă gândeam că poate dacă zic că ești un pilot mai agresiv, optezi pentru doar trasele alea mai agresive. Nu, în calificări degeaba ești agresiv pentru că niciodată adică agresiv înseamnă teoretic un pic cam defensiv, știi? Adică tai întotdeauna, cauți să scurtezi, să faci, da, 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 să faci schimbările de direcție mult mai rapid decât să le faci lin, frumos, cum încearcă Florin să ne învețe, pentru că asta ajută, asta îți creează viteza. Cât mergi cât mai lin și intri și frânezi calm și nu bam, bam, bam să-ți intre în voblaj motorul. Da, adică degeaba stilul tău în curs e agresiv dacă în calificări e tot agresiv, pentru că în calificări, ți-am zis, stilul lin e la care se duce viteza decât la agresiv. Dar în cursă, când tu te bați cu oameni, da, e mult mai ușor dacă ești pe unul să mergi preferabil agresiv primele 2-3 lepuri ca să te asiguri că ești, ți-ai creat o mică distanță. Între am înțeles că sunt foarte multe lucruri de gestionat în treaba asta. Ai de gestionat și anvelopele. Da, la nivelul nostru e încă ok, pentru că noi nu avem atâtea lepuri, adică nu avem 30 de lepuri, avem general 15 maxim, cam așa. Ok. Adică... Cu ce se diferă modelul ăsta pe care l-ai acum față de cele pe care le-ai avut până acum, adică categoria? E mult cu mai ce mare se diferă categoriile? Bine, înțeleg, e un motor mai mare decât ce ai avut până acum. Dar nu se pare așa când te uiți la el că zici că e 600? Un pic așa? Ba da! Păi, asta zic. Adică sunt modele de 300 și de 400 care sunt mai micuțe și mai friendly decât un 400. Adică o Yamaha e mult mai manevrabilă, numai că un Kawasaki stă, din punctul meu de vedere, stă mult mai bine pe curbă. Și bine, pentru că e și 400, înseamnă că are cuplul mult mai mare decât un motor de 300. Și ce toate astea se diferă, numai că eu cu motorul cu 400 m-am înțeles și numai bine. M-am dat și cu CF Moto, mi-a plăcut foarte mult CF Moto, adică pentru cineva care se dă pe un motor mai puternic, să merg pe CF Moto a fost foarte relaxant, dar în același timp îți dădea un pic de adrenalină, știi, adică era mai zvâcnea așa din când în când și era foarte distractiv. Bun, există lucruri pe care le schimb ca tine, la tine ca pilot în momentul în care avansezi la altă categorie? Mă refer, nu știu, trase, antrenamentul să fie diferit sau lucruri de genul? Teoretic, da. Adică
atunci când ajungi la un campionat mai mare, din național, să zicem, te duci la european, da, trebuie să te gândești cum îți gestionezi timpul, cât la sută din timpul tău ți-l aloci pregătirii fizice, cât la sută din alimentația ta este corectă și cât la sută este incorrectă. Că fiecare mai vrea așa, din când în când, niște cartofi prăjiți. Ok. Și nu o să mi-e și eu mănânc, pentru că este total omenesc. Dar da, când ajungi cât mai sus, trebuie să te gândești la mai multe lucruri de care ți devine ca un stil de viață. Efectiv. Exact. Și trebuie să ai multă răbdare când ajungi mai sus, pentru că nu o să fii din prima. E ca și cum ai porni de la început, când ajungi într-un campionat mare. Nu o să fii niciodată. E cu totul diferit, tot exact. Altceva. Degeaba sunt cea mai bună în România dacă mă duc în Europa și sunt printre ultimii, știi? Și la asta trebuie să lucrezi. Să te autodepășești, să nu stai mulțumită că e la asta, că la mine acolo sunt perfectă. La mine, în competițiile unde mergeam, eu sunt cea mai bună. Nu, trebuie să te automotivezi și să nu te lași dezamăgită că ești ultima acolo, știi? Cum te motivezi tu? Mă gândesc că sunt fată. Ok. Și sunt puține fete în sportul ăsta. Mă mai gândesc că dacă eu am putut în România, teoretic, haide, merită să încerc și în afară. Asta contează, știi? Să nu te lași demoralizat. Nu sunt genul care înainte se urce pe motociclete, sunt cea mai tare, sunt cea mai bună, pot, nu știu cum. Zic, o să aștept și o să văd ce se întâmplă. Mai cade cineva în fața mea, mă mai ciocnesc cu unul, mă okay. mai depășește altul, mai depășesc înapoi și tot pe asta, adică, mă bazez. Da, există un lucru de făcut înainte de curs, adică o strategie pe care să o urmezi? Sau asta poți să o faci atunci pe loc, în timpul cursei? Poți și. Poți să și pleci cu o strategie de la start. De exemplu, uite, plec de pe 2, trebuie să am startul cel mai bun ca să mă depărtez de cel de pe locul întâi de pe grilă. Ca să mă pot să depărtez sau să mă apropii în caz că sunt pe 3 și ele pe 1. Ok. Și asta ține de strategie. De obicei, strategia e la start. Pentru că dacă pierzi startul și el are un start mai bun decât tine, trebuie să înveți să gestionezi cursa și da, resursele. Să știi când exact se ia răzurata din față, știi? Când simți tu că el începe să obosească, trebuie să ia răzurata din față ca el să obosească și mai tare și să se gândească numai la faptul că, aoleo, stai, că e aproape de mine, poate să mă depășească. I s-a schimbat planul, exact. Da. Exact. Pentru că atunci când el te vede, îi se schimbă și, da, exact, îi se schimbă și lui strategia, că a creat, că a mers tare. Mă gândeam că în domeniul ăsta, la curse, trebuie să ai totul stabilit dinainte. Adică dacă plec după locul 2 și plec pe locul 3, se întâmplă aia, dacă plec după locul 2 și plec pe locul 4, se întâmplă aia. Asta se întâmplă, de exemplu, anul trecut când mă băteam eu la campionat și ținea pirajul cu punctelor. Adică dacă eu pierdeam cursa aia, el câștiga 3 puncte. Dacă eu luam locul 2 la cursa aia și el lua locul 3, eu aș fi avut 5 puncte în fața lui și tot așa. Adică e o chestie pe care, da, trebuie să te gândești, la care trebuie să te gândești înainte să intri pe circuit, dar o chestie pe care nu poți să-ți o lași să-ți controleze. O gândești înainte, dar trebuie să o gestionezi în momentul exact. În care ești adică, pe circuit. Dacă știi că ai un avantaj lejer de puncte și nu te mai poate depăși nimeni, atunci mergi încet, mergi safe, știi? Deși, da. Uite, dacă te uiți la MotoGP, nu e așa. La MotoGP se bate între ei chiar dacă au câștigat campionat deja, știi, gen Fabio. Riști foarte mult dacă ești. Înțeleg, din ce îmi spui tu, înțeleg că nu e doar un sport fizic, să ai antrenament fizic și psihic. Ți-am zis că e mult mai important psihicul da, decât fizicul. Trebuie să ai și calmitatea asta, momentul în care mergi cu 250 sau exact. Mai mult de atât, să ai capacitatea să stai calm și să gândești ce ar putea să se întâmple sau urmează să se întâmple, cum gestionezi anumite lucruri, adică mi se pare super, super greu și tocmai de asta cred că trebuie să ai cel puțin câteva cursuri sau o școală în spate despre de motociclism ca să poți să faci performanță în lucrul ăsta. Trebuie să ai oamenii tăi, știi, care să te susțină în continuare și în cursă, mai vezi o mână ridicată, o mână care se face bravo, o mână care se face mai încet, o mână care se face mai tare, o mână care se face că vezi că e aproape. Okay. Și tot, adică contează foarte mult asta pentru moralul tău să te ajute să... Exact. Da. Dă-mi un sfat pentru cei care merg pe stradă foarte tare. Se cred pe circuit ei pe stradă, dar să zicem că circuit, este cineva nu? Care vrea să meargă sau, nu știu, se dă foarte tare pe stradă, dar nu știe ce se întâmplă la circuit, pentru că tot timpul, știi cum e la noi în țară,
majoritatea au percepția asta că trebuie să ai bani sau trebuie să ai susținere sau trebuie să ai ceva neapărat ca să mergi pe circuit. Bravo lor că merg tare pe stradă. Ideea e să vină la circuit și o să vadă că nu sunt cei mai tare acolo. Și o să învețe că, bă, viteza pe stradă nu e același lucru cu viteza pe circuit și că te expui mai multe riscuri, cum am vorbit și înainte. Din nou, dacă ei sunt cei mai tari pe stradă și merg cel mai tare pe stradă, să vină pe circuit și dar putea să fie ultimii, știi? Asta mi se pare un pic funny. Adică vorbeam cu niște prieteni care și ei sunt motocicliști, dar pe stradă. Și le tot zic, hai pe circuit, hai pe circuit, hai pe circuit și zic, nu, că nu, că nu știu de bani, că nu stau bine cu banii luna asta și am zis, nu e problemă, vii că te rezolvăm cu banii, adică se rezolvă chestiile astea în timp. Și doar vin o să vezi cum e, că poate îți place și poate te lași de stradă și nu o să te mai expui riscului. Da, asta mă gândeam, da. Pentru că e un risc foarte mare pe care și-l asumă fără să-și dea seama. În momentul în care n-ai cu ce să compari, ăla e un lucru normal și nu-ți dai seama de gravitatea lucrului pe care îl faci. Am colegi, ți-am zis, colegi de echipă care se dau pe stradă și acum au realizat că, bă, nu mai vreau să, nu mai îmi aduce aceeași plăcere să mă dau pe stradă cum aduce cea pe circuit. Sunt alții care se dau pe stradă și pe zis, am încercat și eu așa de două ori pe circuit și nu mi-a plăcut, tot mai funny pe stradă. Am prieteni care îmi zic că, e, că sigur mă bați pe circuit, dar pune-te tu pe stradă și să vezi că acolo te depășesc, nu ai cum să te ții după mine. Și am zis, nici nu aș vrea să mă țin după tine, adică de ce aș încerca să-mi risc viața ca să mă țin să fac o cursă cu tine? Uite, un motiv pentru care nu mi-au permis, pentru că o să vină băieții la mine și o să zică, ești fată, ești Daria, te știu, ești campioană, hai să facem o cursă. Și? Încă un lucru important mi s-a părut, treaba asta cu percepția pe care o avem în momentul în care mergem tare pe stradă, știi? Uh-huh. Adică vii cu percepția că te dai foarte tare pe stradă și intri la cursă și te aștepți să mergi foarte tare la cursă, când e cu totul altceva, cu totul alte forțe. Trebuie să știi să manevrezi motocicleta și să ai o școală între ghilimele în spate. Da, una e când mergi pe serpentine și una e când mergi, când mergi într-un ac de păr la circuit și ce să vezi, nu mai ai unde să frânezi, nu ai nici un parapet care îți arată cât de... Bun, din câte am înțeles și din câte știu, majoritatea piloților din sportul ăsta nu se dau pe stradă. Da. Și nu din motivul că au adrenalina în sânge și că ar merge tare sau ar vrea să meargă tare pe stradă, că pentru că, exact cum spuneam mai devreme, e o percepție asta și majoritatea sunt de acord cu lucrul ăsta. Așa se vede din exterior. Dacă ești pilot și te dai la curse, așa se vede, că în momentul în care ești pe stradă, simți să faci același lucru pe stradă, când de fapt nu e așa. Exact. Și ai văzut în ansamblu că e de fapt o vorba despre pericolul la care te expui pe stradă față de pericolul la care te expui pe circuit. Da, pentru că noi gândim că din potrivă. De ce să-mi trebuiască mie viteza pe stradă când o am deja pe circuit, știi? Adică dacă eu pot să merg cu 200 pe o linie dreaptă la circuit, de ce aș face-o printre mașini? Adică, da, ok, adrenalina, că mamă, fentez eu traficul. Dar ei știu că nu au de ce să se expună riscului, știi? Adică eu am colegi de echipă pe Vlad care a avut un accident pe stradă și lui i-a trebuit multă răbdare cu recuperarea și mult efort pentru a se recupera după un accident pe stradă. Ceea ce nu s-a întâmplat niciodată pe circuit, adică a avut accidente, a căzut pe circuit, okay. Dar niciodată nu a ajuns în halul în care a fost când a căzut pe stradă și știe și el. Știe că trebuie să renunțe la mersul pe stradă și o face încet. Și mai așa mai am alți colegi care, ți-am zis, când au început să meargă pe circuit, au realizat că nu mai au nevoie de mers pe stradă. Odată ce te dai pe circuit, nu mai simți. Dispare exact. Total. Bun, ai echipament, ai motocicletă, ai experiență. Spune-mi, te rog atunci, cineva care vrea să se apuce acum, mm-hmm, și vrea să-și ia o motocicletă, vrea să-și ia un echipament sau tot ce mai trebuie, la cine ar putea să apeleze sau unde ar putea să se uite pentru a-și achiziționa echipament, motocicletă sau un sfat de la cine poate să primească? Da, să dau eu un sfat. Eu nu mi-aș cumpăra o motocicletă SH pentru că nu știu prin ce a trecut motocicleta aia. Și da, poate să fie de la un prieten de-al meu și atunci înțeleg, știu că a căzut cu ea sau că i-a schimbat ulei acum o săptămână. Și înțeleg astea. Dacă da, e de la un, da, prieten, dar așa să merg de la un necunoscut, nu știu prin ce a trecut motocicleta aia și ce poate să-mi facă. Dar da, dacă vrei să te puști pe circuit, vorbești în principiu cu echipă. Da. Cum e Dragoș cu ACSR-ul și vorbești cu Dragoș și Dragoș îți zice, da, uite, noi avem un antrenament pe 25 aprilie. Vrei să, okay, vin? Și tu zici, da, vreau să vin. Nu vreau să vin, zice Dragoș, bine, atunci noi avem un antrenament
în iunie vrei să vii? Și zici, da, vreau să vin. Te întâlnești cu noi, vii frumos la cort, ai echipamentul. Dacă nu ai motocicletă, în general ți se găsește o... Se poate închiria? Da. Ok, e un lucru bun de știut ăsta. Adică, da, adică plătești taxe de circuit și pe motor, numai că dacă tu vii cu echipamentul tău și cu casca ta și nu cazi, e... Adică nu mi se pare chiar că dai foarte mulți bani pe o experiență de genul. Și după, dacă îți place, da, îți cauți motocicleta ta și sfaturile întotdeauna e ce mai bine să le iei de la prieteni, nu de la necunoscuți, da. Bun, ca și echipament, ce ai recomandat tu? Adică ce ai folosit până acum, ai văzut că a fost ok și... Costum de piele, Rebel Horn, cum am eu, cască, ți-am zis, cu Double D. De ce recomanzi Rebel Horn? Ți-am zis, eu am fost până la Rebel Horn, am trecut prin mai multe firme de costume și niciunul nu m-a fituit perfect. Adică niciunul n-a fost unul care să-mi vină perfect, să nu mă strângă într-un anumit loc, să fie prea larg într-un anumit Bun, loc. Bun, presupun că asta depinde și de corpul pe care îl ai, pentru că, na, acum ți-a venit unul, nu-ți vine altul. Dar ca și, nu știu, protecții, ce are ceva în plus față de ce ai avut până atunci? Până atunci am avut, de exemplu, cocoașa, protecția de spate, era destul de mare, adică era destul de masivă pentru spatele meu și mă încomoda uneori în curse, știi, mi-intra spate. Altceva era că, ți-am zis, fermoarul de la mânecă era prea scurt și nu mi-intra bine mânușa peste el sau nu puteam să închid sau mi se deschidea în timpul cursei. La fel și cu fermoarul de sus, mi se deschidea în timpul cursei, stăteam și mi-l ridicam înapoi. Și asta nu s-a întâmplat niciodată cu Rebel Horn, adică cel puțin fermoarul e foarte bun, nu a fost niciodată un moment să-mi pleznească cum s-a întâmplat la altele. Protecția de spate, ți-am zis, e mult mai comodă decât la alte costume. Sliderele, deși nu se folosesc pe stradă, mi s-au părut mult mai, cele mai moi slidere pe care ai putea să le ai. Ok. Ceea ce e super. Și protecția de cot, ți-am zis, m-am distrat foarte mult când am dat prima dată cu cotul pe jos și a fost în costumul anul ăsta. Pentru că îți permite pur și simplu costumul. Nu e rigid. Nu e un costum rigid, da, care exact. Okay. De pilot cu viața reală, în momentul în care mergi pe afară, te mai recunoaște lumea, cum reacționezi sau cum ți se pare? Ca să zic ceva foarte recent, mă plimbam, eram pe o trotinetă electrică, închiriată, cu o prietenă mea și mă plimbam pe lângă casă. Și trece un motociclist pe lângă mine și face că, că nu-ți mai plac motocicletele. Și eu mă uit așa și zic, bună, bună. Face că bună, Daria. Și vorbim așa și aflu că el mă știe de mai mult timp de pe internet. Da, uneori mă recunoaște lumea pe stradă, nu o să mint, o să zic întotdeauna și fiecare motociclist vine la mine. Okay. În afară de asta, e prietenii pe care încerc să mi-i fac sunt unii care au legătură cu sportul, adică asta, ca să am ceva în comun cu ei, știi, că dacă sunt singura sportivă dintr-un grup de nesportivi, e greu, nu poți să ai un relate cu ei, știi, da. Să te bazezi pe ei că înțeleg o problemă de-a ta. Per total, cred că am acoperit așa, în mare, mai toate aerile de început, dacă e să ne vedem și la un următor interviu sau poate, nu știu, chiar pe circuit. Sper. Să-mi arăți și practic și să le arătăm și lor practic toate lucrurile astea. Mi-ar face mare plăcere. Mă bucur că ți-ai răpit din timpul tău să stăm de vorbă puțin despre motociclismul viteză, pentru că tot primeam foarte multe întrebări despre asta. Serios? Și... Da, după ce ai fost la motorpark, nu? Poftim? După ce ai fost la motorpark? Și atunci, dar și înainte. Mi-a zis, hai, du-te, vezi cum e, nu știu ce, știi? Adică și ți-a sunt... plăcut? Da, mi-a plăcut. Perfect. Sunt oameni foarte curioși de lucrul ăsta, pentru că n-are cine să le arate, știi? Exact. Și atunci trebuie să stai, să le povestești, să le arăți, ca să, până la urmă, dacă sunt mai mulți, trendul de dezvoltare merge în sus. Are și echipa mea YouTube. ACSRU Racing Team. E pe YouTube și mai postează onboard-uri sau chestii. Da? Adică, deci oamenii care vor să documenteze și mai mult despre chestia asta, poate să intre pe YouTube la CSRU. Exact. Punem link acolo în descriere. E colegul meu. Păi asta te-am întrebat, dacă e coleg cu tine? Da, ți-am zis că da. Păi n-am auzit, zici tu mai tare. Deci e coleg cu tine, ești coleg cu ea. Perfect, tu urmezi. El urmează la... Tu ești la categoria interview. 600, nu? Puțin mai sus. Puțin. Ia zi, te prind eu din urmă. Eee,
acum. Cum te înțelegi? Cum se înțelege echipa? Adică cum e închegată echipa? Păi Vlad a început anul trecut și stătea lângă mine pe circuit. Ții minte? Și în cort. Da, deci și noi avem, ne cunoaștem de ceva timp și el mai ajută așa din când în când. Sau cel puțin la început îl ajutăm, că acum el e băia mare, nu mai e la 600. Acceptă sfaturi de la 600 sau 1000, nu de la 300. Sfatul meu pentru toți cei care se uită la tine și în special cei de pe stradă, încercați, vă rog din suflet, încercați să veniți și la circuit, să vedeți cum e măcar, pentru că avem nevoie de mai mulți pe circuit ca să facem ceva din sportul ăsta și cu cât o să veniți mai mult pe circuit, cu atât o să fii mai apreciați și cu atât o să fie mai ușor să te lansezi în motociclismul pe circuit. Bun, dragilor, îi mulțumesc Darii pentru acest interviu, eu am fost Motorider, mi-a făcut plăcere, BAFTA anul viitor! Mulțumesc! Iar până data viitoare, Motorider pentru tine, numai bine! Pa!